Există o regiune în România unde peste 7.000 de oameni au depășit vârsta de 100 de ani. În ultimii ani, speranța de viață a românilor a crescut, după cum arată datele ultimului recensământ, care este locul din România care a bătut toate recordurile. În Moldova, aproape 900.000 de români au trecut de 80 de ani, în timp ce peste 7.000 de persoane se bucură de o vârstă care depășește 100 de ani. Moldova este locul din România unde trăiesc în prezent cei mai mulți vârstnici ce au trecut cu ușurință pragul vârstei de 100 de ani. Așadar, conform statisticilor ultimului recensământ, aproximativ 500.000 de români au până în 85 de ani și peste 7.000 au depășit vârsta de 100 de ani. Acum România întrece ca număr de populație cu vârstă de peste un veac țări precum Portugalia, Polonia sau Turcia. În luna martie a acestui an, în țara noastră, cel mai vârstnic cetățean avea 113 ani. Cu atât mai mult, conform statisticilor, femeile reprezintă 3 sferturi din numărul total al populației de peste 80 de ani. Inegalitatea speranței de viață continuă însă să fie foarte mare între țări și în interiorul acestora. În 2019, țara cu cea mai mică rată era Republica Centrafricană, cu 53 de ani, în timp ce în Japonia speranța de viață era cu 30 de ani mai mare, relatează spynews.ro.